zile palpitante de vară, sute de copii s-au pregătit pentru victorie. În cadrul școlii biblice de vacanță, organizate de Fundația Echipare pentru Generația de Mâine și Biserica Penticostală Speranța din Cluj-Napoca. Tema: Marea Olimpiadă pentru toți. În ce a constat pregătirea și care a fost victoria vizată, aflăm de la voluntarii responsabili de cele 4 stații de lucru: jocuri, lucru manual, lecție biblică, memorarea unui verset biblic. Suntem la stația Beijing de jocuri sportive a școlii biblice de vacanță din Cluj-Napoca și Marius ne explică, pentru că el e șef aici, ce s-a întâmplat timp de 5 zile. Dacă s-au distrat, dacă au învățat și ce au învățat și în ce fel s-au distrat copiii. Marius, spune-ne ce-i stația Beijing, de ce-i Beijing și ce s-a întâmplat aici. Nu e Beijing neapărat pentru că am vrut noi. Fiecare stație practic are un oraș în care s-a desfășurat Olimpiada. De exemplu, la Londra e lecția biblică, la stația Beijing sunt jocurile. Am încercat timp de 5 zile să punem în practică practic ceea ce am învățat la lecția biblică, la verset și temele generale care au fost la VBS anul ăsta. Cum, jucându-vă? Da, jucându-ne. Se poate? Se poate. Cu greu, dar se poate. În prima zi, de exemplu, am avut alinerea la start. Asta era tema, alinerea la start alături de Iisus. Și ca și joc, tema principală, jocul principal a fost atletismul. Am avut curse de ștafetă cu copiii printre jaloane. Copiii au fugit. Am încercat pe cât am putut să punem în practică ceea ce am învățat. Ce jocuri au fost? Ați făcut? În prima zi, cum am zis, a fost cursa de ștafetă. A doua zi am încercat să complicăm puțin lucrurile. A fost gimnastică ca și sport principal. Au mers copiii în echilibru pe diferite lucruri, pe bănci, au încercat să țintească anumite lucruri, chestii de îndemânare. A treia zi a fost ca și temul Jocurile Paralimpice. Era mila pentru ceilalți. Am încercat să facem jocuri într-un fel să cuprindem Jocurile Paralimpice. Au sărit într-un picior, au mers în saci, să facă ceva cu mâinile la spate, fără mâini. Și copiii chiar s-au descurcat de minune, au alergat, și-au consumat energia, s-au distrat, au învățat și ce înseamnă să-ți fie milă de celălalt, să ai compasiune față de cei din jurul tău. Apoi, în a patra zi, a fost unitatea. Ca și temă principală a fost fotbalul și bineînțeles că băieții au fost foarte entuziasmați. Din păcate, n-am putut să jucăm fotbal cu 100 de copii odată, însă am încercat să creăm jocuri de echipă, lucruri care să le facă împreună, au alergat împreună, au cărat bureți cu apă împreună, s-au udat. Și ideea era că trebuie să câștigăm ca și echipă, nu ca și individ. Și astăzi, în a cincea zi, e finish-ul, ajungem la finish împreună cu Dumnezeu și marele premiu, de fapt, e viața veșnică. Ideea era că putem să ajungem la finish împreună cu prietenii noștri și să câștigăm toți, să încercăm să nu fim așa de individualiști. Astăzi ne-am jucat, am făcut trasee, am încercat să combinăm toate zilele care au fost, de luni până joi, vineri. Am combinat toate lucrurile care am făcut, de la ștafetă până la sărit cu sacii. Am preluat din nou cursele cu apă, am avut baloane cu apă, liderii s-au udat, copiii au avut ca țintă liderii. Copiii s-au bucurat? Da, copiii s-au bucurat, asta a fost marea lor bucurie, să-i ude pe lideri. Au fost accidente? Accidente nu, un singur copil a căzut de pe băncuță în ziua a doua, atât. Și care joc a fost cel mai gustat? Cel mai gustat astăzi, a fost traseul de astăzi și faptul că au aruncat lider cu apa, asta a fost cea mai mare bucurie a lor. Inițial era o altă țintă și am zis, hai să vedem dacă sunt mai entuziasmați dacă iau de pe lider. Automat, ținta sau liderii? Liderii! Și ați avut grupe diferite de vârstă, din câte știu, ați adaptat în consecință jocurile la vârsta, categoria de vârstă? Absolut. Jocurile au fost, fiecare a avut nivelul de dificultate în funcție de vârstă. La 4-6 ani, automat, am simplificat puțin și am crescut nivelul de dificultate în funcție de vârstă până la 11-12 ani, unde copiii sunt mult mai, pot să facă mult mai multe lucruri. Care crezi că e lucrul pe care l-au prins cel mai bine copiii venind aici la stația Beijing de joacă, de jocuri sportive? Cred că cel mai mult au învățat unitatea. Eu cel puțin am fost foarte, foarte plăcut, impresionat de felul în care au reușit să se unească ei între ei, să se susțină, să se încurajeze, să tragă unul pentru celălalt. Asta, din punctul meu de vedere, a fost un lucru foarte, foarte, foarte frumos.
Dacă e Atena și este Atena aici, locul în care ne aflăm, este atelierul, de fapt, de lucru manual, de crafturi, al școlii biblice de vacanță, ce are loc la Biserica Pentecostală Speranța din Cluj-Napoca. Avem o coroană de spini din carton, mai avem o pereche de palme roz care se desfac, un joc de memorie biblică, ne mai arată Anca, și un efect de iluzie optică pe care tot Ian îl va explica și demonstra. Anca, tu ai fost responsabilă de atelierul de crafturi timp de 5 zile la școala biblică de vacanță. Ce s-a întâmplat aici, în ordine cronologică, dacă mai poți să ne explici? În prima zi am realizat o iluzie optică a unui atlet care aleargă, așa cum se vede și aici. Copiii au fost foarte entuziasmați și reprezenta adevărul biblic din prima zi, post-maliezi la start împreună cu Iisus. Apoi, copiii n-au făcut așa ceva, copiii doar au văzut că există pe lume efect de iluzie optică, dar n-au realizat ei înșiși. Au primit cartoanele printate și foliile acestea cu linii și apoi împreună i-am ajutat să realizeze pentru a-l duce acasă. Cred că au fost încântați. Au fost foarte încântați. Au zis și altceva în afară de wow! Cam asta în mare. Și că știi să alegi cu spatele. Apoi, în a doua zi, am realizat, adevărul biblic era disciplina, am realizat un joc de memorie cu cele 10 porunci. Jocul ăsta prinde foarte bine la copii și ne-am gândit să-l realizăm, cum se vede aici, este prima poruncă, să nu ai Dumnezeu în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, să nu iei în deșert numele Domnului, cinstește ziua de odihnă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, să nu ucizi. Deci tot felul de simboluri pe fiecare poruncă. Pe fiecare poruncă am găsit simbolurile care am considerat că sunt cele mai potrivite și am realizat împreună origami, cutiuța jocului, practic jocul a fost printat, le-am tăiat și am realizat cutiuța împreună cu copiii. Apoi, în a treia zi, adevărul biblic era compasiunea și jocurile olimpice erau jocurile paralimpice și am realizat două mânuțe că se deschide așa ca un acordeon și am scris pot să ofer oricând o mână de ajutor ca ei să nu uite să-i ajute pe cei din jur. Apoi, în a patra zi, am realizat o brățară cu trei biluțe. Fiecare biluță reprezenta unul dintre sfaturile lui Pavel pentru noi. Trebuie să rețină cele trei sfaturi. Trebuie să rețină sfaturile. Primul dintre ele era să fim atenți la ceea ce spun ceilalți din jur despre Iisus și nu este adevărat. Al doilea sfat era să este mai fericit să dai decât să primești și nu cel din urmă, să te îngrijești de cei slabi. Iar în ultima zi am realizat o coroniță de lauri. Și copii... Am spus spin, dar de fapt sunt lauri. E o coroniță de lauri și au primit copiii o medalie cu Marea Olimpiadă pentru toți, pentru că adevărul din ziua de azi și tema a fost perseverența și ei să nu uite că pot să câștige premiul cel mare fiind perseverenți în fiecare zi, să nu renunțe. Suntem cu Septimiu la școala biblică de vacanță pe tărâm londonez, adică aici e stația Londra. Ne spune Septimiu ce s-a întâmplat aici și ce se întâmplă încă. Aici vin copiii să învețe adevărurile biblice din fiecare zi și o istorie din Biblie, o povestioară din Biblie care e adaptată pe adevărul ăsta biblic. Ce vechime ai de voluntar la școala biblică de vacanță? Aici la Speranța? De 4 ani, este al 4-lea an al meu. Este al 2-lea an în care fac lecția. 4 ani ca și lider, al doilea ca și persoană care ține lecții. E mai greu sau mai ușor după 4 ani? Am mai multă experiență, dar provocările se tot înnoiesc. Provocările se ridică pe măsura experienței tale? Cum așa oare? Copiii vin cu mai multe bagaje, diferiți de la an la an, tot mai adaptați la viteza care se circulă zilele astea. Deci n-ai cum să te culci pe ureche și să te plafonezi. Nici de cum. Și anul ăsta cum a fost? Ce ai învățat pe copii? Anul ăsta am avut la VBS o temă sportivă
o temă mai inedită decât celelalte și am încercat să corelăm sportul cu scriptura. Pregătit pentru victorie, nu? E tema. Pregătit pentru victorie, cupă, câștigăm cupa, mergem, câștigăm cursa, ne aliniem la start. Și am încercat să ne adaptăm fiecare zi la sportul zilei, cu lecția biblică și să facem treabă bună împreună. Spune-ne așa, pe zile, ce lecții biblice ați avut? În prima zi am avut atletismul și am mizat și am pus accent pe alinierea la start, foarte importantă. Și am vorbit de Apostolul Pavel și de convertirea lui, de alinierea lui la start împreună cu Iisus. În a doua zi am vorbit de gimnastică, un sport în care necesită foarte multă disciplină și am vorbit tot de Apostolul Pavel, care era în închisoare și disciplinat și urmând regulile închisorii n-a plecat atunci în Filip când a fost cu tremurul ăla, ci dimpotrivă a rămas acolo deși putea să scape și să evadeze că porțile se deschiseseră. A treia zi a fost despre Jocurile Paralimpice, o lecție foarte interesantă, și am vorbit de compasiune, de faptul că ne pasă de ce aflați în nevoie, și am vorbit de Apostolul Pavel, care vindecă ologul acela din Listra și le vorbește la oameni de Dumnezeu, le împlinește nevoia asta care o aveau în ei de a se închina și de a afla despre acest Dumnezeu măreț. În ziua 4, care a fost ieri, ne-am ocupat de fotbal, de echipă, de unitate, de prieteni, despre cum Pavel a avut o echipă de oameni care tot timpul se plimba și a mers în câteva orașe unde Pavel le dădea ultime sfaturi celor de acolo. Și astăzi a fost o lecție foarte interesantă despre perseverență, tenisul. Copiii și perseverența mai greu. Și oamenii mari și perseverența e tot mai greu, indiferent de vârstă. Am vorbit de tenis, un sport care necesită foarte multă perseverență. Și am vorbit de călătoria lui Pavel către Roma, ultima, aceea cu primejdii pe mare, cu șarpele care l-au mușcat, năpârca care l-au mușcat de mână. Și am încercat să corelăm dificultatea cursei lui Pavel cu perseverența care a avut-o și care încercăm să o transmitem și copiilor. A, și când ți-e greu, ai accidente, te mușcă ceva, să nu renunți? Să nu renunți, exact. Să rămâi în cursă, pentru că premiul e pe măsură și răsplata e pe măsură. Care-i premiu? Ce premiu? Că trebuia să fie motivați ca să rețină că perseverența e importantă și atunci motivația este care? Noi am încercat să le oferim mici premii și atenții aici la VBS, care constau în bomboane, medalii și așa mai departe, cupe, care vor fi primite și astăzi. Și pe plan spiritual le-am zis foarte clar și răspicat că împărăția cerurilor e cea care ne așteaptă și acolo vom sfârși cursa care am început-o aici pe pământ. Chiar dacă poate pentru ei mai greu să înțeleagă că au cale lungă, dar am încercat să le implementăm asta încă de acum. Și pentru că tu i-ai învățat pe copii timp de 5 zile, ce ai învățat tu de la cele întâmplate sau direct de la ei? Asta este o bună întrebare. Copii... Să joci? Absolut, asta m-am pregătit de acasă să mă joc. Copiii au nevoie de foarte multă atenție și m-am învățat că trebuie să fiu mai atent cu fiecare și n-am voie să fușăresc vreun aspect și când vorbesc cu ei, n-am voie să jignesc pe cineva. Poate mi s-a întâmplat să fiu mai dur și mai ferm și să nu fi plăcut oamenilor. Am învățat de la ei când vedeam că se supără sau vedeam că nu le convine ceva, am învățat că trebuie să fiu diferit, că trebuie să intru, să mă cobor la nivelul ăsta de copil, să mă joc cu vorba ta cu ei, mai ales cu cei mici. Trebuie să sar pe aici, să mă pun pe jos, să mă rostogolesc. A fost rău? A fost foarte bine, îmi place să fac treaba asta. Încă sunt un copil. Încerc să fiu, da, în inimă. Mai ales că sunt și la școală duminicală aici la biserică și m-a ajutat foarte mult asta. Probabil poți să aplici și cu adulții ce ai învățat de la copii, nevoia de atenție, de atenție focalizată la fiecare caz în parte, pentru că fiecare individ e unic. Cu siguranță, ceea ce am învățat nu rămâne doar aici, ci duc mai departe și acasă, și la școală, și între prietenii mei, pentru că suntem oameni, fie că suntem copii sau mai mari, avem nevoie de atenție, avem nevoie de prietenie și așa mai departe. Locul în care suntem acum se cheamă Sydney 2000. Ghidul nostru este Emma, care a doua oară ține activitatea de
învățare a versetului biblic în cadrul școlii biblice de vacanță. Cum de te-ai specializat, Emma, pe această activitate? Eu particip la VBS de fapt de 9 ani. De fapt, chiar de când s-a înființat primul VBS, de când a avut loc primul VBS și chiar prima dată am participat ca și copil. Aveam undeva, de fapt, jucam într-o scenetă și apoi am fost consilier, cel care duce copiii de la o stație la alta și de anul trecut începând sunt integrată în grupa de oameni care pregătesc și organizează activitățile de la stații, respectiv stația de verset. Stația de verset ai ales-o tu sau așa ți s-a repartizat sarcina și ești fericită să faci oricum orice? Da, oricum sunt fericită să fac orice, dar da, am ales eu stația de verset. De ce? Pentru că este și în domeniul meu, eu predau la o grădiniță, sunt educatoare și atunci stația de verset chiar presupune a preda ceva copiilor. Ce învață copiii sau cu ce se aleg din faptul că rețin 5 versete biblice învățate, memorate pe parcursul a 5 zile? Noi am ales cu foarte mare grijă și atenție aceste versete, am ales să fie cât mai practice și folositoare pentru ei. Din fiecare verset pot extrage învățături care chiar le sunt folositoare și de-a lungul vieții și la vârsta lor, bineînțeles. Sunt foarte accesibile vârstelor, sunt ușoare și chiar sunt versete care pot să le împlinească. Bun, ne-ai stârnit curiozitatea, spune-ne care sunt cele 5 versete. În fiecare zi am ales un verset care am încercat să aibă legătură cu sportul din ziua respectivă. Așadar, în prima zi a fost sportul atletism și am avut versetul din 1 Ioan 4:9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Acesta este versetul. În a doua zi am avut sportul gimnastică și de fapt, versetele se leagă cu toate stațiile, începând și cu adevărurile biblice care se învață la lecția biblică, apoi noi facem legătura între adevărul biblic, trecem la verset și cel de-al doilea verset spune așa: cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Este din 2 Timotei 2:5. Asta chiar l-ați găsit foarte adaptat, foarte specific. Da, este. Apoi în cea de-a treia zi, sportul a fost jocurile paralimpice și aici adevărul biblic a fost: ne pasă de cei aflați în nevoie, îi ajutăm pe cei aflați în nevoie. Și acest verset este din Luca 6:31: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Apoi joi am avut sport fotbal și versetul ales a fost din Ioan 13:35: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Munca în echipă. Munca în echipă, unitate, da. Și adevărul era, pot să slujesc împreună cu prietenii mei pe Iisus și lui Iisus. Iar versetul de astăzi este din Isaia 41:10. Nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Ai văzut vreo reacție care ți-a rămas în minte la vreunul dintre copii pe parcursul acestor zile, la ceea ce au primit? Pot să spun că am avut niște grupe, am fost liderele unor grupe extraordinare. Au fost așa de receptivi și bucuroși să învețe versete și totul a decurs extraordinar. Chiar a fost și liniște și chiar dacă ar părea la prima impresie că stația de verset biblic, învățăm un verset de iarăși învățăm ceva, chiar am fost surprinse că inițial, bineînțeles, că stația de verset s-ar putea să fie plictisitoare, dar până la urmă ne-am dat seama că este o stație foarte atractivă. Întrebări legate de versete? Ceară explicații? Da, pentru că noi oricum tot timpul îi provocăm să explice mai întâi versetul, așa încât să înțeleagă, mai ales dacă sunt cuvinte mai puțin folosite sau arhaisme, regionalisme sau ceva de genul acesta, atunci noi îi provocăm să le explice, să ne dea situații în care pot să aibă dragoste, de exemplu, unii față de ceilalți, pot să vină în ajutor unul lor. Dai și nou un exemplu dat de ei? Nu știu dacă îmi vine acum în minte. Nu cred, nu. Hai să-l întrebăm pe băiatul care este lângă tine. Cum te cheamă? Dorian Marc. Cum ți-a plăcut aici la stația de verset biblic? Mi-a plăcut foarte mult. Învățăm versete, ne mai jucăm din când în când.
Da, cel mai mult învățăm versete. Acolo sunt toate panourile cu versete, toate versetele învățate de azi și mai sunt și camere când mai facem altceva. Tu ce verset ai reținut sau ce gând ai reținut de aici, din stația de versete? Am reținut versetele și dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi prin faptul că El a trimis pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 1 Ioan 4,9. Cam ce înseamnă asta? Că Dumnezeu a trimis pe Iisus ca noi să putem trăi prin El. Dacă Iisus nu vinea pe pământ, noi acum eram plini de război și noi nu prea existam. Și acum cum suntem? Cum ai spune tu că suntem acum, pentru că Iisus a venit? Sunt și război în alte țări, ca și în Ucraina și Israel. Dar România e bine, e pace încă. Și familia ta cum e? Foarte bine. Mă mai joc și cu prietenii, cu verișorii. Și aici? Ți-ai găsit prieteni? Da. Mi-am adus și prieteni. Mama, tu ți-ai făcut prieteni? Sigur, o grămadă de copii. De orice vârstă. Am dat și autografe, de orice vârstă, da. Pentru că așa suntem și organizați, pe culori. Și la fiecare culoare vine fiecare grupă de vârstă. Respectiv 4-6 ani, 7-8, 9-10, 11-12 ani. Eu sunt la culoarea galben și am avut niște copii galbeni extraordinari. Foarte frumoși. Asta înseamnă că vii și la an. Cu siguranță, cu ajutorul Domnului, da, aș vrea, sigur. Versetul tău preferat? Dacă tot am fost la stația de verset biblic? Versetul de astăzi. Este un verset care ne încurajează și chiar și asta le spuneam și copiilor, că nu trebuie să uite niciodată că Dumnezeu este cu ei. Din Isaia 41:10. Îmi place enorm. Și toate celelalte îmi plac și sunt versete care au o încărcătură foarte mare și învățături foarte bune și eu cred că sunt chiar practice. Cristina, a fost un maraton școala asta biblică de vacanță, chiar și pentru noi care am stat aici doar o zi, dar aminte pentru voi care ați stat 5 zile. Cum te simți după maratonul ăsta? Ca să răspund sincer, mă simt puțin obosită. Era clar că te simți obosită, asta se înțelege de la sine. Dar văzând că își împlinește scopul și viziunea, e cea mai mare împlinire pentru mine. Îmi dau seama că, dincolo de oboseala noastră a liderilor, a voluntarilor, care și-au rupt din timpul lor, din vacanța lor, să vină să slujească aici, e un scop mult, mult mai măreț pentru copii și nu doar pentru copii, ci și pentru părinții lor, în familiile lor, când vor merge acasă. Și cred că pe termen lung, sămânța asta va aduce roade și asta mă împlinește și oboseala devine pe plan secundar. Dar care-i scopul ăsta măreț? Scopul VBS-ului de la început a fost unul de evangelizare și este unul de evangelizare pentru copiii din cartierul nostru și nu numai. Am început VBS-urile Școala Biblică de Vacanță acum 9 ani cu ajutorul Fundației Echipare pentru Generația de Mâine. Ei ne-au facilitat vizita unei echipe de americani care au venit și timp de 2 ani la rând ne-au arătat cum se face. Pentru noi era complet străin conceptul ăsta de școală biblică de vacanță. După 9 ani le puteți arăta voilor cum se face. Ani, da, am început să mergem noi în țară, în orașe din țară, să organizăm astfel de școli biblice de vacanță. Noi fiind echipare pentru generația de mâine? Da, și echipa de la EGM, echipare pentru generația de mâine. Acesta a fost scopul lor de la început, unul de evangelizare, unul de implementare a Cuvântului lui Dumnezeu în mintea copiilor, pe înțelesul lor. Ei organizează în fiecare vară o mulțime de astfel de școli biblice de vacanță. Au și conferințe de training pentru liderii de școală duminicală. Viziunea lor este mult mai măreață decât o simplă biserică, decât un singur training pentru lideri. Se extinde și se extinde frumos, este gândită de ei. Iar noi am preluat... Fiind biserica... Speranța din Cluj-Napoca? Biserica Speranța, da, am preluat-o, am adunat oameni voluntari ca să slujească. În ce medii și cu ce pregătire
Nu cred că sunt toți învățători de școală duminicală. Da, este mai greu să găsești în timpul verii învățători pentru că majoritatea lucrează sau sunt plecați. Noi am făcut o chemare pe site-ul bisericii, ei s-au înscris acolo. Și cum i-ați triat? Că probabil ați făcut și o selecție. Am făcut o selecție, dar dintre cei 100 care sunt înscriși, poate doar 4 sau 5 au fost refuzați. Ce? Pe motiv de vârstă, vârsta minimă este 16 ani și erau mai micuți, am hotărât 16 ani pentru că responsabilitatea copiilor este mare, ei trebuie să fie conștienți de responsabilitatea aceasta și trebuie să fie suficient de maturi încât să îi conducă pe copii la Hristos. Asta este scopul principal. Prin discuții, prin felul în care se comportă, prin reacții, oricum știm că ceea ce le spunem copiilor și adevărurile biblice și ceea ce rostim va fi nesemnificat, mai puțin semnificativ decât felul în care ne comportăm. Și atunci asta e foarte important. Și suntem în jur de 100 de voluntari care slujim. Și câți copii au fost? Anul acesta, spre deosebire de ceilalți ani, am avut cel mai constant număr de copii. În anii precedenți au fost 300, 320, 330. Anul acesta, zile la rând, au fost peste 380, până în 400 de copii. De unde au venit? Noi am făcut o campanie de publicitate înainte de VBS. Am împărțit fluturași prin parcuri, pe la mall, pe la tot felul de cluburi unde merg copilașii. Și, bineînțeles, pe site-ul bisericii, pe Facebook, publicitate și din biserică s-a anunțat, iar copilașii care au venit sunt din afara bisericii în jur de 20% din ei, iar restul sunt din biserica noastră, Biserica Speranța și alte biserici evanghelice din Cluj. Ați premiat un copilaș pentru că și-a adus foarte mulți prieteni. Asta a fost o competiție, sau cum să-i spunem, anunțată din start? Și a știut să fiecare copil că e bine să-și aducă mulți prieteni? Da, pentru că scopul este unul de evangelizare și copiilor le-am spus chiar din prima zi că acest VBS, această școală biblică de vacanță este organizată pentru copii care încă nu-L cunosc pe Domnul Iisus și care vor să audă despre ei. Cum îl cheamă pe câștigătorul care a adus cei mai mulți prieteni? Se numește Darius Săliștean și a adus 11 prieteni pe care chiar i-am putut număra și vedea astăzi aici și ieri și cred că a meritat un premiu. A înțeles pe deplin scopul VBS-ului și asta ne bucură foarte mult. Și cum crezi că afectează ceea ce se întâmplă într-o școală biblică de vacanță, categoriile de vârstă implicate? Îi afectează numai pe copii sau și pe părinți în vreun fel sau și pe colegii copiilor? Nu știu, până unde ajunge bătaia asta a școlii de vacanță? Da, este o școală biblică de vacanță cu bătaie lungă. Tocmai de asta spuneam la început, viziunea școlii biblice de vacanță merge mult mai departe decât ne putem gândi noi. Durează mai mult de o vară. Durează mai mult decât un an de zile. Noi încercăm să ajungem la acești copilași, să le povestim adevărurile biblice, lecțiile biblice, versetele, toate pe înțelesul lor. Și acești copilași avem noi nădejdea și speranța că vor merge în familiile lor și le vor spune părinților, în mod deosebit cei care încă nu sunt membri într-o biserică și nu știu ce înseamnă să îl asculți pe Dumnezeu și să trăiești în voia Lui. Și diseară vom avea întâlnirea cu părinții, părinți și copii. Vor veni aici și părinților să vadă exact ce s-a întâmplat pe parcursul acestei săptămâni. Și noi sperăm ca acești părinți să fie treziți de sămânța mică pe care noi am plantat-o în copilașii lor. Ăsta e scopul și de câțiva ani de zile avem la școala duminicală în jur de 10 copilași care au rămas de la VBS, au rămas în biserică, vin în fiecare duminică și lucrul ăsta ne bucură enorm. Și de ce nu? Poate peste ani și ani un verset pe care îl învață acum o să-i ajute într-o situație grea din viața lor și o să-și aducă aminte de Dumnezeu și o să aleagă să-L urmeze. Dacă se întâmplă asta, noi suntem foarte mulțumiți.